Luis Popa a explicat la Gorj TV că există mai multe orașe unde nu sunt ridicate deșeurile din cauza datoriilor uriașe. Această decizie a fost luată la Constanța și această decizie nu se aplică doar în municipiul Târgu Jiu. Să spunem că firma mamă este la Constanța. La Constanța, da. Această decizie nu a fost luată de Luis Popa. Această decizie a fost luată la nivel de Constanța pentru toate zonele unde noi ne desfășurăm activitatea. Dacă intrăm pe internet, vom vedea că în această perioadă, inclusiv în Alba Iulia, deșeurile în anumite cartiere sunt oprite. Bun, tot așa cum da, se văd imaginele pe la noi. Pentru că la nivel de Constanța s-a luat această decizie să ne recuperăm din banii pe care îi avem încasat de la... Gura Târgului vorbește inclusiv despre faptul că acest protest ar fi cu dedicație și ar veni împotriva primarului Marcel Romanescu, știindu-se faptul că firma de salubritate este apropiată PSD. Popa a respins aceste speculații. Nu are legătură nici cu actualul primar, este o decizie strictă a firmei pe care o reprezintă. Ați avut discuții cu actualul primar? Am avut o discuție cu domnul viceprimar Aurel Popescu, am avut discuții cu domnul primar Marcel Romanescu. Domnul primar Marcel Romanescu, în ultima lună de zile, alături de domnul Aurel Popescu, a făcut întâlniri cu asociația de proprietari. Prima dată nu trebuia să oprică, asta nu știe foarte multă lume, da? Prima dată acest serviciu trebuia oprit pe 18 septembrie, dar la nivel de primărie s-au făcut întâlniri cu asociația de proprietari, astfel de întâlniri. Dar legea când a intrat în vigoare? Anul trecut, prin toamnă, s-a modificat. Bun, în timpul ăsta, cât a fost Aurel Popescu viceprimar, de ce nu v-am amintit de asta? În perioada în care... Nu. Aveți lege! Da, aveți pe fetele de tate. Venit de dolul românesc. Aveți pe fetele de tate și este foarte bună în această nu întrebare. Avea, da. Nu avea, ăsta nu avea nicio aveți pe fetele de tate, da? Le-am luat și noi pe etape. Am început prima dată cu Mangalia, unde aveam cele mai multe datorii. Prima cu județul Telorman, unde avem 97 de localități și acolo iar avem o problemă destul de nasoală. Nu înțeleg de ce nu s-au pornit această procedură și în vremea în care Florin Cârciumaru era primar al municipiului Târgu Jiu sau măcar în mandatul interimar al lui Aurel Popescu, pentru că aceste datorii înțeleg că sunt din 2012, da, a spus dumneavoastră. Din 2012. Cu siguranță că unele dintre ele sunt prescrise, altele trebuie să fie executate. Cert este că situația este extrem de deranjantă. Sunt oameni care și-au plătit acest serviciu și care fac parte din acele asociații de proprietari care înregistrează datorii la firma dumneavoastră. Dar nu e nici vina firmei care a nu este nici vina firmei, dar cred că ar trebui găsită totuși o soluție amiabilă pentru rezolvarea acestei probleme, pentru că nu poți intenționat să lași niște focare de infecție în mijlocul străzilor. Eu vă dau un exemplu. La a doua ședință, da, condusă de domnul primar Marcel Romanescu, au fost asociații de proprietari care și-au luat angajamentul că vor plăti din datorii până la sfârșitul lunii. În prezent, datoriile către Polaris numai la Târgu Jiu ajung la 2,5 milioane de lei. La nivelul județului Gorj există debite de peste 4 milioane de lei, bani pe care firma de salubritate i-are de recuperat de la asociațiile de proprietari, gospodării, firme ori instituții publice.